Asta e mai puțin important pentru noi. Important e că am reușit să câștigăm un meci important acasă cu un bonus și că echipa în sfârșit a dat dovadă de multă, multă maturitate. Pentru că celelalte meciuri și cu Steaua în tur și cu Farul la ei acasă, etapa trecută am pierdut pe greșelile noastre, pentru că e inadmisibil să conduci în minutul 80 și să pierzi în minutul 83. Astăzi, mă repet, am dat dovadă de multă maturitate și am reușit să dominăm meciul de la cap la coadă. Și în special sfârșitul de meci unde l-am controlat, ne-am asigurat și punctul bonus, ceea ce e bine pentru noi, pentru că schimbarea, din punctul meu de vedere, se vede în bine, cea de staff. Și felicit în primul rând spectatorii care au fost alături de noi și că am reușit să le dăm satisfacția de a vedea un meci frumos, să zic eu, și o victorie. Spune că se vede schimbarea de staff. Ce anume? Ești dubios? S-au văzut? Victoria din meciul de astăzi, cu Farul și cu Baia Mare acasă, n-a reușit. Știi. În primul rând, sistemul de joc, am reușit să punem un sistem de joc care toți jucătorii din echipă erau obișnuiți și înainte și mie mi se pare că a dat rode. Am dat desor, pe fază și combinații. Mulțumesc, domnul suporter, au ieșit combinații. Toate. Asta decide conducerea și cei care ne susțin financiar și moral și sunt în conducere. Până la sfârșitul sezonului noi sperăm să jucăm finala, pentru că dacă ni se mai duc 2-3 întăriri la posturile cheie, unde să zicem că nu suferim, dar ne lipsește experiența, putem să mergem să câștigăm o semifinală, indiferent că o să fie la Baia Mare sau la Steaua acasă. Și de ce nu să jucăm finala? Eu am încredere în colegii mei și în cei cu care lucrăm și spun că putem să jucăm finala. Unde se jucăm? Nu vreau să comentez chestia asta, cei din conducere, cum am zis, știu destul de bine ca și mine unde și mai multă experiență, nu neapărat. Experiența unor jucători care încă sunt tineri. Sunt la primul campionat la senior și nu au experiența necesară încă.